Această emisiune vă este oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Ghercu. Bună seara, dragi telespectatori, și bun venit la o nouă emisiune Fântâna Sănătății. Eu sunt Nicu Ghercu și împreună cu Adriana, fiica mea, Adriana Ghercu, vom fi gazdele dumneavoastră pe parcursul următoarei ore. Informațiile pregătite pentru această emisiune sperăm să treacă dincolo de bariera creierului, de bariera minții și să coboare până la cele mai profunde sentimente, adică să coboare în inimă. Pentru că sunt informații de interes major, sunt convins că așteptați cu nerăbdare care va fi subiectul acestei emisiuni. Adriana, te rog să spui telespectatorilor care este subiectul acestei emisiuni. În primul rând dorim să vă mulțumim pentru mesajele de încurajare și cuvintele frumoase adresate de către unii dintre dumneavoastră, dragi telespectatori. Vă încurajăm în continuare să ne împărtășiți părerile dumneavoastră despre emisiune pe canalul de YouTube Nicu Ghercu, pe pagina de Facebook Tratamente Naturiste, dar și pe site-ul tratamentenaturiste.ro. În această seară vom vorbi despre problemele cardiovasculare. Vă încurajăm să fiți în permanență sub supraveghere medicală, însă în această seară vom aborda această temă din perspectiva terapiei FOHAU și a terapiilor alternative. Așadar, sunt convins că informațiile au un interes deosebit pentru majoritatea dintre telespectatorii noștri. De aceea, pentru că sunt pregătite cu profesionalism, cu multă iubire și dorim să vă dăruim informații care să vă poate fi de folos în viața de zi cu zi. Adriana, te rog să ne vorbești puțin despre inimă, sistem circulator, o introducere foarte scurtă. Scurtă nu știu cât va fi, pentru că am pregătit câteva informații foarte interesante, spun eu, și utile pentru telespectatorii noștri, pentru că ne dorim ca în această seară să înțelegem cum anume funcționează sistemul cardiovascular, care sunt factorii de risc pentru acest sistem, dar și ce anume putem să facem în mod concret. Așadar, sistemul cardiovascular sau circulator este un sistem de organe care permite sângelui să circule prin tot corpul și să hrănească celulele cu toate substanțele și oxigenul de care au nevoie, dar în același timp elimină și dioxidul de carbon și alte reziduri. Fără sistemul cardiovascular, organismul nu ar putea exista, în primul rând, dar nici nu ar putea lupta împotriva bolilor, infecțiilor sau să mențină temperatura normală sau unele lichide în corp. Sistemul cardiovascular este un sistem de vase de sânge care permite sângelui să circule rapid și eficient de la inimă la fiecare zonă a corpului și înapoi. Aceste vase pot fi artere, vene și capilare. De cele mai multe ori, noi ne concentrăm atenția mai mult pe artere și vene și pe inimă, organul principal al sistemului cardiovascular, însă mai puțin ne gândim la cel de-al treilea tip de vase de sânge, și anume capilarele. Arterele, venele, știm deja cu toții ce rol important joacă în organism, însă este foarte important să înțelegem și rolul capilarelor pentru a înțelege cât de important este să avem grijă de sănătatea acestora. Dar despre capilare și microcirculație vom discuta pe larg puțin mai târziu. Există câțiva factori principali care amenință sănătatea cardiovasculară. Unul dintre aceștia este colesterolul. Colesterolul este o substanță ce se găsește în sânge și în celule. Este produsă de către ficat într-o mare parte. Restul colesterolului vine din hrana pe care o consumăm. Sunt două tipuri de colesterol, numite simplu colesterol bun și colesterol rău. Colesterolul rău sau LDL se poate acumula în artere și poate forma depozite grase, numite plăci de aterom. Colesterolul în sine nu este rău. Corpul are nevoie de niște colesterol pentru a produce hormoni, vitamina D și lichide digestive. De asemenea, colesterolul ajută organele să funcționeze corect. Colesterolul LDL sau rău, cum îl aminteam puțin mai devreme, atunci când este ridicat, în timp poate deteriora vasele de sânge, contribuie la boli de inimă și poate crește riscul de accident vascular cerebral, deoarece adunat în artere și capilare, le înfundă și își pierde flexibilitatea și elasticitatea.
Întărirea capilarelor și arterelor se numește ateroscleroză. Sunt convinsă că vă este un concept cunoscut. Practic, sângele nu mai curge la fel de bine prin arterele rigide, așa că inima trebuie să muncească mai mult pentru a împinge sângele prin ele. Iar în timp se poate ajunge la boli de inimă, de la angină pectorală până la atac de cord. Dacă acest proces de întărire a vaselor de sânge are loc în arterele care merg la creier sau în interiorul creierului, acestea pot conduce la un accident vascular cerebral. Plăcile de aterom pot bloca de asemenea fluxul de sânge către arterele care furnizează sânge către intestine, picioare și tălpi. De aici probleme precum constipația, varicoza, picioare reci, obosite și așa mai departe. Deși avem nevoie de niște colesterol pentru ca creierul nostru să funcționeze optim, totuși știm că ce este mult strică. Practic, prea mult colesterol poate fi dăunător. Colesterolul în exces în artere poate duce la accidente vasculare cerebrale, așa cum spuneam mai devreme, iar o întrerupere a fluxului de sânge, care poate afecta părți ale creierului, poate să conducă la pierderea memoriei, să îngreuneze funcțiile motorii, adică mișcarea, să ducă la dificultăți de înghițire, de vorbire și alte funcții pe care creierul le gestionează. De asemenea, poate afecta și sistemul digestiv, pentru că în sistemul digestiv colesterolul este esențial pentru producerea de bilă, o substanță care ne ajută să descompunem alimentele și să absorbim nutrienții în intestine. Dar și aici, la fel, dacă există prea mult colesterol în bilă, acest exces se formează în cristale care duc la formarea de pietre dure în vezica biliară. Iar pietrele la bilă, cine a avut, știm că pot fi foarte dureroase. Am făcut toată această descriere pentru a înțelege în câte moduri ne poate afecta excesul de colesterol și ce presiune poate pune pe circulația sângelui. De aceea este foarte important să facem controle medicale regulate și să ascultăm sfaturile și indicațiile primite de la medic. Totuși, pe lângă colesterol mai este un alt factor major care influențează și afectează sistemul cardiovascular și anume stresul. Stresul este întâlnit din ce în ce mai des în societatea noastră și este o reacție fizică, naturală, la situațiile ce apar în viață. Toată lumea poate trece prin episoade de stres din când în când. Orice, de la responsabilități zilnice, muncă, familie, până la evenimente grave de viață, cum ar fi un diagnostic, războaie, moartea unei persoane dragi, toate acestea pot declanșa stres. Dacă aceste niveluri de stres rămân ridicate prea mult, mai mult timp decât este necesar, se ajunge la stresul cronic, care poate provoca o varietate de simptome și poate afecta starea generală de bine. Hormonii de stres afectează sistemul respirator și cardiovascular, pentru că acesta este subiectul nostru principal. În timpul răspunsului la stres, respirăm mai repede, iar corpul face un efort ca sângele să ducă oxigenul în corp. Iar dacă deja există o problemă de respirație, cum ar fi astmul, stresul cu atât mai mult poate să îngreuneze respirația. În condiții de stres, inima pompează și ea mai repede. Hormonii stresului fac ca vasele de sânge să se îngusteze și să devieze mai mult oxigen către mușchi, astfel încât veți avea mai multă putere să acționați. Dar la polul opus, acest lucru crește în același timp și tensiunea arterială. Ca urmare, stresul frecvent sau cronic face inima să lucreze mai mult decât este necesar. Când tensiunea arterială crește, cresc și riscurile de a avea un accident vascular cerebral sau un atac de cord. Și pentru că circulația este sub presiune și sistemul imunitar va avea de suferit. Știu că v-am dat multe informații, poate par informații tehnice, mai ales dacă deja vă confruntați cu probleme cardiovasculare sau cunoașteți pe cineva drag care are astfel de probleme. Totuși, spuneam că în această seară vom privi această situație dintr-o perspectivă puțin diferită. Așadar, haideți să vedem cum sunt percepute aceste probleme cardiovasculare prin ochii terapeutului Nicu Ghergu. Adriana, ne-ai dat detalii foarte importante despre sănătatea cardiovasculară. Înainte de a intra în detalii,
Aș vrea, dragi telespectatori, să rețineți trei aspecte. Vreau să înțelegem împreună cum putem să descifrăm limbajul profund al corpului nostru. Acea voce profundă, acea voce care ne vorbește prin emoții, prin stări, prin trăiri, prin sentimente, în primul rând este primul semnal. Apoi vom vorbi despre importanța consumului adecvat de apă pentru sănătatea cardiovasculară și vom vorbi și despre cum ne poate ajuta terapia Fochau pentru a avea o inimă sănătoasă, pentru a ne bucura de o viață de calitate și vom vorbi și despre câteva ingrediente active care ne pot menține inima într-o stare foarte bună și întreg sistemul circulator. Haideți să le luăm pe rând și să vorbim puțin despre limbajul profund al corpului prin emoții. Spuneam într-o emisiune anterioară că drumul către terapiile alternative l-am descoperit dintr-o necesitate familială. S-a întâmplat ca la puțin timp după ce lucram ca terapeut într-un centru de reflexoterapie, mătușa mea care m-a crescut m-a rugat să o însoțesc la doctor că nu se simte bine, avea o stare de neliniște în interiorul ei. Am încurajat-o cât am putut de mult, dar vorbim despre vocea interioară a corpului, care vine din străfundul ființei noastre. Pe drum îmi spunea, zice, măi, am o apăsare pe suflet, am o tristețe, mă, am impresia că se întâmplă ceva cu mine și parcă văd ceva negru, nu mă simt deloc bine. N-am fost atent la ce a spus atunci, am ignorat acele mesaje, dar întâlnindu-me de nenumărate ori de-a lungul timpului, mi-am dat seama că de fapt aici este secretul din spatele tuturor problemelor de sănătate. Ce s-a întâmplat cu mătușa mea? Foarte pe scurt am mers la doctor, la un spital mare, n-au fost locuri, m-am rugat de doctor cu cerul și cu pământul. Dom'le, fă-i un loc, în fine, i-au făcut tot ce au putut ei. A mers acasă, la câteva zile a făcut accident vascular, cerebral vascular. Am mers cu salvare la spital și mi-aduc aminte că mergeam să o vizitez. Mi-a rămas în minte imaginea cu mătușa mea pusă la aparate și încerca să lupte pe viață și pe moarte, să-și câștige dreptul la viață. Îmi auzea vocea, era conștientă că sunt lângă ea, îi ținea mâna și când vorbeam cu ea și încercam să o încurajez, suspina și curgeau lacrimile pe obraz. Mi-a rămas în minte această imagine a mătușii mele. 2 zile am mai stat în agonie și a murit. La puțin timp a murit și unchiul meu, tot de infarct. După aceea, socrii mei au murit amândoi de tineri, tot de accident vascular. Socrul meu, soacră mea îl îngrijea cu eforturi, cu greu. În momentul când a făcut soacra mea infarct, a mai trăit socrul meu doar foarte puțin timp fără ea și s-a dus și el. N-am băgat de seamă la importanța sănătății inimii, decât la ceva timp, la centrul nostru au venit de la medicina muncii pentru analizele obligatoriu, pentru autorizare și soția mea a găsit-o cu tensiunea 23. Vă dați seama că pentru mine a fost atunci ca un șoc, a fost o lovitură de gong, când mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Bineînțeles, la recomandarea medicilor, am mers la specialiști, la medici specialiști în cardioterapie. I-au dat tratament alopat, pe care îl ia și în ziua de astăzi, dar am simțit nevoia să fac ceva mai mult, să încerc să descoper ce anume duce la ateroamele despre care vorbea Adriana, ce anume face ca acest sistem cardiovascular să se îngusteze
și în cele din urmă să ducă la ori la infarct, ori la accident vascular. Și conjunctura a făcut să întâlnesc oameni de la care am învățat foarte mult și toți într-un cuvânt spun foarte clar. Este foarte important să ne facem analizele medicale oferite de către sistemul medical de stat cu regularitate. Este bine să fim întotdeauna sub supraveghere medicală. Este important să nu ignorăm niciodată sfatul medical dat de specialiști. Însă este important să facem și noi ceva. Noi suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă. Și vorbind despre vocea interioară a corpului, este foarte important să dăm ascultarea celor stări care ne semnalizează cu mult timp înainte de derapajele pe care o luăm pe calea sănătății. Cum se întâmplă acest lucru? Și din cazuistica centrului nostru am putut să trag câteva concluzii care sunt convins că vă interesează și pe dumneavoastră. Veneau oameni la terapie, la masaj, reflexoterapie sau alte terapii ce facem noi acolo și din discuții spuneau foarte clar, analizele mi-au ieșit foarte bine, merg și am toate analizele în regulă, însă eu mă simt tot mai obosit, tot mai abătut, apatic, n-am chef de viață, nu știu ce se întâmplă cu mine, vreau să fac ceva, dar simt că nu mă ajută nimic. Și atunci am putut să fac legătura cu ce vă povesteam despre mătușa mea, cu acea voce, acea tristețe, acea stare interioară despre care anunța că ceva se va întâmpla. Și de ce este foarte important? Pentru că, așa cum spuneam în trecut, am copilărit la țară și am văzut sănătatea prin ochii unui copil care trăiește în natură. Acolo, dimineața când te trezești, trebuie să simți bucuria de viață. Corpul să radieze de fericire când începe o nouă zi de viață. Dar la ora actuală, din cauza stresului, se întâmplă că de-abia reușim să ne mai punem în mișcare. Este foarte important să nu minimalizăm niciodată stările și trăirile interioare. Este foarte important ca accesele acelea de furie, de stări de tristețe, de disconfort sufletesc, să luăm măsuri urgente pentru că de fapt ele sunt preambulul, sunt de fapt anticamera adevăratelor probleme de sănătate. Sistemul medical depistează problemele clinice în momentul când deja s-au instalat în corp, dar în momentul când noi reușim cu mult timp înainte să descifrăm, să decodăm aceste informații, acele stări, ale corpului nostru, despre care am vorbit, tristețe, apatie, oboseală, insomnie, calitatea slabă în relații, lipsa de vitalitate și de poftă de viață, toate aceste lucruri nu fac decât să anunțe că urmează o problemă destul de serioasă de sănătate. Cum putem să facem acest lucru? Este foarte important, în primul rând, să conștientizăm aceste stări, să luăm măsuri și de obicei să le tratăm tocmai opusul. Dacă ne simțim triști, să înțelegem de ce ne simțim triști sau abătuți și să luăm măsuri, să simțim bucurie, să mergem în natură, să ne oxigenăm foarte bine și în felul acesta să ne refacem starea de bine și de bucurie. Am spus-o dintotdeauna, barometrul sănătății, cel mai bun barometru al sănătății, o reprezintă bucuria, zâmbetul, starea de bine și fericirea. Acum, de ce este important să consumăm o apă de foarte bună calitate? Aici se poate face o teză foarte amplă despre subiectul apă și într-o emisiune viitoare Adriana ne va vorbi despre diferența dintre apa alcalină despre care se bate multă monedă la ora actuală, deci este important să bem apa alcalină, dar vom vedea ceva net superior și anume apa hidrogenată. Vă povesteam într-o emisiune anterioară că am copilărit lângă o fântână cu o apă cu calități și proprietăți extraordinare. Eu am crezut că așa o să fie peste tot, însă la ora actuală apa reprezintă una dintre marile probleme ale societății moderne. Citeam referate despre Henry Quandă, marele om de știință, care era foarte pasionat de sănătate
și el ajunsese să-și dea seama despre importanța apei în sănătate. Temelia, de fapt, la baza sănătății umane stă consumul de apă compatibile cu corpul nostru și putea să facă media de viață dintr-un oraș după calitatea apei consumate de locuitorii acelui oraș. N-am să intru foarte mult în amănunte, vom face o emisiune separată despre importanța apei, însă am să vă dau câteva indicii foarte importante. Am fost invitat la o conferință pe tema apei, unde au venit niște cercetători, oameni de știință din Italia. Și acolo au punctat câteva elemente foarte importante pe care eu le-am integrat foarte ușor în sistemul de terapii. Și povestea despre energia apei sau vitalitatea apei. Și povestea, peste tot se vorbește despre microbiologie, despre reziduu sec, despre puritatea apei, dar nimeni nu vorbește despre energia apei. Ce înseamnă această energie a apei sau vitalitatea apei? Redau cuvintele oamenilor de știință. În momentul când mergem la munte, de exemplu, și bem apă dintr-un izvor limpede, el este încărcat cu o energie măsurabilă în angstroni, spuneau ei. Și ziceau în felul următor: în momentul când ai băut un pahar cu apă în acel moment, apa are în jur de 70.000 de angstroni. Este o apă vie, o apă compatibilă, o apă care simți că te hrănește și te înviorează și îți dă stare de bine. După 24 de ore, 35.000 de angstroni, după 48 de ore devine o apă inertă, o apă moartă. Corpul, ca să o proceseze și să o readucă la starea de apă cu vitalitate, consumă sau cheltuie o energie uriașă. Acest consum de energie nu face altceva decât să devitalizeze organismul, iar apa este procesată doar ca să fie eliminată. De aceea este important. Eu am observat de-a lungul timpului. În momentul când începem să consumăm o apă de calitate superioară, în momentul când consumăm o apă cu o vitalitate care se măsoară și în cantitatea de ion de hidrogen, atom de hidrogen despre care ne va vorbi Adriana într-o emisiune viitoare, atunci apa aceea este o apă compatibilă cu organismul nostru, este o apă, putem spune, aliment viu, care vine și ne reface vitalitatea corpului imediat. Beți o apă care stă mult timp într-o sticlă și beți o apă dintr-un izvor curat și veți simți imediat înviorare în interiorul dumneavoastră. De aceea este foarte important să consumăm apă de foarte bună calitate și îmi face mare plăcere să vă stau la dispoziție cu sfaturi, cu sugestii în privința calității apei. Ce să faceți ca să aveți o apă de calitate bună și, partea interesantă, și la costuri mult mai mici decât vă puteți imagina. Fac o scurtă paranteză despre inteligența ancestrală a strămoșilor noștri. Nu-mi dau seama cum de cunoșteau aceste lucruri pe care știința modernă le descoperă în prezent. De exemplu, bunicul meu, înainte să apună soarele, avea un ritual foarte interesant înainte de apunerea soarelui și dimineața când înainte să răsară soarele. Era un ritual, nu avea o conotație religioasă. Aducea întotdeauna seara apă proaspătă să fie în casă, o găleată de apă proaspătă de la puț. Dimineața, primul lucru înainte să răsară soarele, vărsa acea găleată de apă și se ducea să aducă una proaspătă de la puț. Acum, în momentul când am învățat despre energia apei, despre ionii de hidrogen, despre compatibilitatea, încărcătura cu energie telurică a pământului, vorbind despre apa de izvor de foarte bună calitate, ne dăm seama cum strămoșii noștri își păstrau sănătatea într-un mod simplu. Este adevărat, și o alimentație cât mai aproape de natural sau o alimentație naturală, dar și apa de foarte bună calitate, somnul liniștit și toate acestea erau ingredientele unei sănătăți bune. De aceea este foarte important ca să ne păstrăm sistemul cardiovascular în formă,
este important să bem o apă pură, de cea mai bună calitate, o cantitate suficientă, în așa fel încât arterele noastre, capilarele noastre să fie permeabile, să fie, să păstreze elastice. Deci este de importanță vitală calitatea apei. Acum să vorbim și despre terapia FOHAU, cum ne ajută terapia FOHAU ca să avem un sistem cardiovascular foarte, foarte eficient, foarte bun. Au fost foarte multe persoane care și-au achiziționat acest aparat de fizioterapie despre care am vorbit în emisiunea trecută, pentru propriile familii, pentru că în familiile dumnealor, un membru drag al familiei suferise de accident vascular cerebral, rămăseseră paralizați în cadru și simțeau nevoia să facă mai mult pentru a le alina suferința. S-a constatat cu o reală surprindere că recuperarea după accidente vasculare în urma terapiei FOHAU se face foarte, foarte repede. Acum am căutat și de data aceasta să înțeleg mecanismul din spatele acestor manevre și din colaborarea cu medicii cu care colaborez de ani de zile, explica foarte simplu. Și zicea în felul următor, dacă reușești să verifici conductibilitatea unui nerv, să-ți dai seama dacă fluxul de curent merge până la capăt, în zona respectivă nu se va întâmpla nimic greșit acolo. Nu există risc de accident vascular. Ori există o manevră care m-a pus pe gânduri și m-a făcut să cercetez și mai mult, o manevră în terapia FOHAU, când se ating axilele unde sunt ganglioni limfatici, cu acel curent foarte ușor, benefic, controlabil, la limita confortabilă de către cel care îi se face terapie, și am observat că în momentul când se atinge acel punct la distanță, degetele imediat se mișcă. Înseamnă că există flux de curent pe traiectul nervilor respectivi. Însă, partea interesantă este că niciodată sau foarte rar se întâmplă ca intensitatea curentului să fie aceeași la ambele mâini. De obicei spune, la stânga simt mai mult sau la dreapta mai mult, la cealaltă mult mai puțin. Și am observat că după câteva terapii, fluxul de curent trebuie să fie constant. Am făcut conexiunea ceva mai târziu despre importanța terapiei FOHAU în menținerea sistemului cardiovascular în stare bună. Am mers la Chișinău și acolo exista pus la dispoziție de către compania FOHAU acest microscop, care este de fapt cutia microscopului, microscopul este înăuntru, și printr-o evaluare foarte simplă. Microscopul nu este un aparat medical, este pus la dispoziție un aparat de evaluare de uz casnic. Deci nu facem diagnostice, nu intrăm în partea medicală, dar putem să evaluăm starea capilarelor. Este adevărat că în momentul când eu am mers la Chișinău, a fost o perioadă destul de solicitantă pentru mine. Mă simțeam destul de obosit, stors de energie. Când am văzut acolo, tot auzim despre toxine, tot auzim despre colesterol, tot auzim despre capilare, dar în momentul când le-am văzut cu ochii mei și când am văzut starea mea interioară reală și mi-a explicat, aici este sistemul digestiv, aici este sistemul cardiovascular, a fost pentru mine ca o lovitură. Mi-am dat seama cât de important este acest microscop care arată de fapt starea capilarelor, cât de important este să anticipăm cu mult timp înainte eventualele probleme cardiovasculare. Repet și vreau să accentuez ca să fie foarte clar. Nu punem diagnostic, nu eliminăm analizele și evaluarea medicală clasică, de alopată. Dar acest microscop mi-a arătat, de fapt,
cum ne simțim, de ce ne simțim, cum am vorbit despre cea voce profundă interioară a corpului, de ce ne simțim apatici, de ce ne simțim triști, de ce ne simțim abătuți și nu putem să ne odihnim. Starea capilarelor reprezintă de fapt oglinda noastră, este de fapt anticamera care ne arată ce urmează în viitorul apropiat. Am luat imediat măsuri, nu am stat pe gânduri. Imediat mi s-a făcut în săptămâna următoare terapie Fohau, de cel puțin 3 ore am făcut terapie Fohau. Am căutat câteva ingrediente active care să mă ajute. Din cercetările mele, din căutările mele am vorbit, vă povesteam că după ce s-a întâmplat cu soția mea și a mers la medic, i-a dat tratament care îl ia și în ziua de astăzi cu regularitate, eu am căutat alternative și am descoperit câteva ingrediente extrem de benefice pentru sănătatea sistemului cardiovascular. Însă, vorbind despre capilare, cât de important este starea capilarelor noastre, vreau să ne vorbească Adriana, pentru că am făcut cursurile împreună și sunt detalii, eu sunt fascinat de fiecare dată când o ascult despre capilare și despre importanța lor. Într-adevăr, ești fascinat pentru că vorbesc cu pasiune, că îmi place foarte mult subiectul, pentru că exact așa cum spuneai mai devreme, capilarele chiar sunt o oglindă a sănătății. Recent am discutat cu un doctor care mi-a spus că înainte de a apărea o boală patologică, așadar la nivel clinic, la nivel fizic, sistemul cardiovascular și capilarele sufereau, în ghilimele spus, cu 5 până la 10 ani. Așadar, durează foarte mult ca aceste probleme de sănătate să se instaleze, iar capilarele fac un efort extraordinar să ne susțină sănătatea. Și veți înțelege imediat de ce spun acesta. În primul rând, capilarele formează ceea ce numim microcirculație. Vă rog să rețineți acest cuvânt pentru că este un concept foarte important pentru sănătatea sistemului cardiovascular. Capilarele sunt importante pentru sânge, limfă și lichidul dintre țesuturi. În prezent, microcirculația este un domeniu de cercetare comună pentru multe științe și asta deoarece un organism în care fluxul microcirculației sanguine este liber, neblocat, este un mediu favorabil pentru o sănătate bună și lungă, care să ne permită să ne bucurăm de copii, nepoți și chiar strănepoți. Vasele capilare sunt cele mai mici vase sanguine din sistemul circulator. Ele furnizează direct celulelor sânge, oxigen, energie și substanțe nutritive, fiind deosebit de importante și în regularea temperaturii corpului. De asemenea, au și rolul de a elimina produse metabolice dăunătoare sau deșeurile corpului, cum le-am mai putea numi, cum ar fi acidul lactic sau dioxidul de carbon. Așadar, microcirculația este locul pentru metabolismul corpului. Este mediul propice pentru viață, pentru tot ce înseamnă viață și sănătate. Orice organ, orice parte a corpului uman are parte de aceste microcapilare, inclusiv inima, sau mai bine zis, cu atât mai mult inima. Trebuie să aibă o microcirculație normală și sănătoasă. Când spunem microcirculație sănătoasă, ne referim la lipsa acestor blocaje. În caz contrar, vor apărea modificări patologice ale organelor corespunzătoare, adică se vor dezvolta boli. Când microcirculația întregului corp s-a deteriorat, corpul uman începe să îmbătrânească. Îmbătrânirea este un efect al deteriorării circulației. Fiecare boală, fie că vrem sau nu, este legată de circulație și implicit de energia chi, sau energia vitală pentru corp, forța vitală care împinge sângele și îl face să curgă, așa cum am vorbit în emisiunile anterioare. Ceea ce mie personal mi se pare cu adevărat uimitor cu privire la capilare este mărimea lor. Este fascinant cum niște firicele atât de subțiri poartă o responsabilitate atât de mare pentru corp. Știați că elementul principal al microcirculației, adică capilarele, sunt de cel puțin 3 ori mai subțiri decât un singur fir de păr,
iar pereții capilarelor sunt aproximativ o sutime din grosimea unei coli de hârtie. Capilarele sunt cam de dimensiunea unei celule, spre exemplu o celulă roșie. Aceste informații tehnice sunt foarte importante pentru a înțelege cât de necesar este ca sângele să fie curat, fluid, pentru a nu îngreuna activitatea sanguină și a nu pune presiune pe aceste microcapilare subțiri, dar atât de importante pentru sănătate. Nu degeaba am început discuția despre sistemul cardiovascular cu colesterolul. În mod normal, circulația este liberă, fără blocaje. Cu toate acestea, din cauza hiperlipidemiei, a viscozității crescute a sângelui cauzată de colesterol și a altor factori, în fluxul sanguin al microcirculației pot apărea microtrombi. Microtrombii, împreună cu celulele lipidice care se depun pe pereții vaselor de sânge, formează aceste plăci de aterom și îngreunează circulația sângelui prin capilare. Aceasta duce la blocarea capilarelor, la deformarea lor, la pierderea elasticității și, în cele din urmă, dacă nu se iau măsuri la timp, chiar la spargerea acestor microcapilare. Blocarea sau spargerea microcapilarelor reprezintă o lipsă a furnizării de oxigen pentru celule, țesuturi, metabolismul nutrițional, lucru care în timp poate să ducă la apariția bolilor și la îmbătrânirea timpurie. La fel, v-am oferit niște informații puțin mai tehnice. Dintre noi doi, să știți că eu sunt cu informațiile științifice tehnice, dar asta pentru că consider că ne ajută să conștientizăm cât de important este să avem grijă de circulație, care este practic sursa vieții alături de energia vitală, ele lucrează mână în mână, dar și de asemenea să luăm lucrurile din pripă, din prevenție, pentru că așa cum discutam în emisiunea trecută, prevenția este unul dintre conceptele fundamentale în medicina tradițională chineză și chiar dacă este un popor departe de noi, de România, ideile sunt foarte multe idei pe care le putem prelua și le putem implementa în viața noastră, pentru că sunt de mare actualitate pentru societatea în care trăim. Iar prevenția, așa cum spune și proverbul românesc, este mai bună decât toate. De aceea este foarte important să înțelegem mecanismele din interiorul corpului nostru și să vedem, să înțelegem ce anume putem să facem. Mulțumim, Adriana! Într-adevăr, informații foarte prețioase despre această minunăție din interiorul nostru, care de cele mai multe ori o tratăm cu indiferență, luăm sănătatea ca de la sine înțeles, când în realitate sistemul cardiovascular reprezintă de fapt una dintre componentele vârstei noastre. Avem vârsta sistemului cardiovascular. Și în momentul când vasele, când arterele încep să se îngroașe, încep să se rigidizeze, se depun acele straturi de calcifiere, ateroamele din interior, atunci sănătatea noastră atârnă la propriu de un fir de păr. Și când spun că atârnă la propriu de un fir de păr, vă invit să aflați mai multe despre ce poate să facă acest microscop, cât de util ne este. Așa cum am văzut aparatul de terapie Fochau despre care am vorbit data trecută, când mi-am dat seama cât de important este acest aparat de fizioterapie portabil, conceput pentru oamenii simpli, oamenii sunt învățați în propria locuință cum să devină terapeuți, cum să își îngrijească sănătatea, așa mi-am dat seama cât de important este acest microscop care ar trebui să fie în toate cabinetele terapeuților. Medicii ar trebui foarte bine să se aplece asupra acestui concept și sunt foarte fericit și recunoscător că deja la ora actuală mulți medici doresc să afle mai multe informații despre acest microscop, tocmai pentru că vine în prevenție. Putem din timp să corectăm o problemă de sănătate fără să ne ia prin surprindere. Și povesteam că terapia Fochau este una dintre cele mai înalte forme de terapie ale momentului. De ce?
pentru că se adresează și părții fizice, simți un masaj, simți o terapie, dar merge până la nivel profund. Sistemul nervos este foarte bine influențat. De exemplu, am avut persoane care au venit cu picioarele paralizate. La primele ședințe nu s-a simțit nimic, dar după aceea, ușor, ușor, când fluxul de curent a început să meargă prin nervi și a început să simtă, imediat recuperarea devine foarte, foarte, foarte ușoară. Am zis că vreau să vorbim puțin și despre câteva ingrediente active care vă pot fi de mare ajutor în păstrarea sănătății cardiovasculare. Acum este sezonul foarte potrivit pentru tot ce înseamnă fructe negre. Eu eram copil și îmi plăceau foarte mult dudele. Și mâncam dude, îmi plăceau mai mult alea albi, că parcă erau mai dulci și de celelalte mă murdăream. Dar mi-am dat seama că, de fapt, tot ce este fruct care conține culoare albastră, culoare închisă, sunt, de fapt, elemente de o importanță vitală pentru tot ce înseamnă sănătate cardiovasculară. Afinele, în special, sunt extrem, extrem de benefice pentru tot ce înseamnă sănătate cardiovasculară. Preferabil sunt cele din natură, dacă avem acces la așa ceva. Dacă nu putem să cumpărăm, și cele de cultură sunt la fel de bune. Însă, câteva produse pe care le consum cu regularitate. Le-am recomandat și persoanelor care ne cer sfatul. Sunt produse care au în compoziție câteva elemente. În primul rând, omega-3 este de importanță vitală pentru tot ce înseamnă sistemul cardiovascular. Să știe că România este codașă în ce privește consumul de pește. Este adevărat, acum sunt și temerile legate de încărcătura cu metale grele, cu mercur, din peștele oceanic, dar este foarte important să consumăm omega-3 de foarte bună calitate. Există chiar o ecuație unde se arată că raportul dintre omega-3 și omega-6 ar trebui să fie ideal 1 la 1, maxim 4 la 1. Însă, la ora actuală, în România s-au făcut cercetări și raportul este cam 40, între 40 și 60 de părți de omega-6 și una de omega-3. Omega-3 este, de fapt, antiinflamatorul, este pompierul din interiorul nostru care stinge inflamația. Cu cât consumăm omega-3 de foarte bună calitate, cu atât suntem mai protejați. Alimentele care au în compoziție sau suplimentele care au în compoziție extractul de sâmbure de struguri. Să știe că sâmburele de struguri este un antioxidant foarte bun și un protector al sistemului cardiovascular. Apoi sunt extractele pe bază de natokinază. Se zice că în Japonia sunt cei mai longevivi. Oamenii au un sistem cardiovascular foarte eficient, tocmai că au în alimentația lor natofermentat. Un fel de soia, este un fel de soia, pus la fermentat sau la murat și consumat cu regularitate, desfundă sistemul cardiovascular. Este important să facem și mișcare cu regularitate. Dacă nu avem posibilitate să facem mișcare, este important să apelăm la terapia FOHAU, pentru că terapia FOHAU compensează și lipsa de mișcare. Pe lângă beneficiile de acupunctură, reflexoterapie, masaj, drenaj limfatic, tot ce am discutat data trecută, are și efect de sport. Tonifică musculatura ca și cum am face flotări, dar și oxigenează sângele ca și cum am alergat câțiva kilometri în alergare intensă. Și de aceea efectul este și foarte, foarte, foarte bun. Vă sfătuiesc, dragi telespectatori, să acordați atenție acestor sfaturi. Să nu neglijați niciodată actul medical de specialitate, faceți-vă controle cu regularitate, însă sunteți și responsabili pentru ceea ce se întâmplă cu sănătatea dumneavoastră și este important din timp să apelați la terapii alternative, cum ar fi terapia FOHAU, reflexoterapie,
drenaj limfatic, toate aceste terapii vă pot ajuta foarte, foarte mult. Nu uitați să consumați apă de foarte bună calitate, cum am vorbit, într-o cantitate suficientă. Nu uitați să dormiți bine și foarte important, cum am vorbit despre vocea aceea interioară a organismului nostru, a corpului nostru, vocea aceea profundă, nu uitați să fiți bucuroși și fericiți. Să știți că așa cum pofta vine mâncând și fericirea vine bucurându-ne din ce în ce mai mult. Dacă ne facem obiceiul să ne facem un jurnal al recunoștinței, motivele pentru care suntem recunoscători, să începem să conștientizăm acele trăiri care pun stăpânire pe mintea noastră, pe inima noastră, acele sentimente despre care am vorbit, tristețe, apatie, disconfort, este foarte important să luăm măsuri din timp. Pentru că ele sunt de fapt vocea care sau porta vocea care ne anunță cu mult timp înainte ce urmează, direcția spre care ne îndreptăm și putem să facem corecția necesară. Am făcut eforturi extraordinare să aduc acest microscop, să-l pun la dispoziția tuturor oamenilor, oameni simpli. Punem la dispoziție și modalitatea cum să învățăm să-l folosim. Repet, nu punem diagnostic, nu facem pronosticuri, nu alarmăm situația, decât ne arată într-un mod pragmatic, în timp real, cum este sănătatea noastră a microcirculației, sănătatea capilară. În încheiere, Adriana, dacă vrei să ne spui câteva cuvinte sau ca un îndemn de final. Sigur. Cum am tot discutat în decursul acestei ore, sănătatea este responsabilitatea noastră. Foarte important să nu lăsăm lucrurile să ajungă până în punctul fără de întoarcere. Pentru că am remarcat și pot să spun că și eu până nu de mult aveam această mentalitate în care sănătatea era un bun de preț la care nu mă gândeam decât atunci când poate mă durea ceva sau apărea o problemă de sănătate și am observat că este o tendință a lumii vestice, a Occidentului. Luăm sănătatea de bună până când ajungem să avem unele probleme de sănătate. Un lucru care m-a impresionat și este o idee pe care am tot încercăm să o exprimăm foarte clar, este că problemele de sănătate nu apar așa, dintr-o dată, subit, peste noapte, ci că ele sunt rezultatul a luni, poate chiar ani, de factori care dezechilibrează sănătatea. Dacă vorbim, indiferent din ce punct de vedere al cărei medicine discutăm, fie că vorbim de medicină tradițională chineză, despre factori patogeni, deficit de energie vitală, fie că vorbim pe limbajul nostru cu care suntem obișnuiți aici în vest, stres, colesterol și așa mai departe, lucrurile încep să se adune în corpul nostru cu mult, mult timp în urmă. Așadar, luați măsuri din timp și noi încercăm să facem lucrurile acestea pentru că ne-am dat seama cât de importante sunt aceste aspecte și luați-vă sănătatea în propriile mâini. Aveți la dispoziție, pe lângă actul medical, aveți la dispoziție și aceste terapii despre care vorbim, ingrediente active și ne dorim ca această emisiune, Fântâna Sănătății, săptămână de săptămână să vă aducă informații noi, suntem siguri că și dumneavoastră le cunoașteți, dar este bine ca cineva din când în când să ni le mai aducă în atenție, informații de calitate care să vă ajute pe planurile, în primul rând, de sănătate, dar și pentru că sănătatea practic este planul care ne ajută să avem relații fericite, o relație cu noi înșine de calitate și să ducem o viață frumoasă și armonioasă așa cum am fost creați. Mulțumim pentru atenția acordată. Este un privilegiu și o onoare pentru noi să fim în fața dumneavoastră, să vă împărtășim din experiența noastră. Nu uitați, pe site-ul tratamentenaturiste.ro găsiți informații de bună calitate. Pe canalul de YouTube Nicu Ghergu, nu uitați să vă abonați. Sunați-ne, ne face mare plăcere să vă putem fi de ajutor. Până la emisiunea următoare, vă dorim
multă sănătate, fiți sănătoși, fericiți și bucuroși! Această emisiune v-a fost oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Gercu. Această emisiune vă este oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Gercu.